Mai pe scurt, nu trebuie să schimbăm nimic. De ce să-i schimbăm pe niște oligarhi de astăzi cu niște oligarhi de mâine? De ce să vină la putere Andrei, Nastas, Igor, Dodon și Renato Osatei când noi îi avem pe Placotniu, Gimpu și Reșetnicu? Da, sunt răi Placotniu, Gimpu și Reșetnicu, dar sunt mult mai răi Nastase, Dodon și Osatei. Probabil auziți auzit și dumneavoastră, cum aud și eu în ultimul timp, astfel de fraze. Care fraze sunt sugerate chiar de Plahotniuc însuși prin toate televiziunile și propagandiștii lui? Plahotniuc știe așa de bine că dacă spui că mâine o să vină în locul lui unul ca și el, gata, l-ai compromis total pe acela. Dar știți ce vrea să ne bage, de fapt, Plahotniuc în cap? Că noi suntem atât de tâmpiți încât nu am învățat nimic din acești șase ani de guvernare banditească și că am putea foarte ușor, în locul lui, să aducem la putere alți plahotnice. Platforma, da, repetă, de un an de zile, când Moldova nu trebuie schimbați niște oligari cu alții, ci trebuie distrus sistemul oligaric în general. Dar lui Plahotniuc îi convine să spună că în locul lui vor veni alții la fel ca el. Eu urmăresc cu atenție evoluția societății noastre din ultimii 25 de ani de independență. Și eu nu am nicio îndoială că astăzi societatea moldovenească este mai matură și mai deșteaptă decât era nu doar cu 10-20 de ani în urmă, este mai înțeleaptă decât era și cu un an în urmă. Iar Plahotniuc vrea să ne spună că noi suntem tot atât de proști cum eram când a venit el la putere. Ce știam noi despre Filat și Plahotniuc în 2009? Aproape nimic. Am crezut în vorbele lor și am crezut tocmai 5 ani. Abia în al șaselea ne-am trezit. Bun, să zicem că la viitoarele alegeri se mai găsește cineva care ne înșală cu vorbe frumoase. Oare noi o să așteptăm iarăși 5 ani? Sunt convins că o să ieșim la proteste din primele luni ale noi guvernări. Și apoi eu cred că politicienii care vor dori să vină la putere în locul celor de astăzi se vor gândi bine înainte de a încerca să ne mintă. Ei vor ști că au de a face cu un alt popor decât cel din 2009. Eu vreau să spun că societatea moldovenească de astăzi are deja imunitate la oligarhie. Și câteva cuvinte despre cel mai sensibil subiect coalizarea conjuncturală a platformei DA cu Dodon și usate. Mie nu-mi place deloc această aliere și știu foarte bine că nu-i place nici lui Andrei Năstase. Tot așa cum știu că la momentul oportun el se va desprinde cu ușurință de condrumeții lui ocazional. Spuneți-mi vă rog, credeți că se ajungea la această aliere împotriva naturii dacă după protestele din primăvara trecută, de pildă, guvernarea satisfăcea măcar o parte din revendicările protestatare. Ori se ajungea la ea, dacă măcar după protestul la 7 iunie, guvernarea făcea niște cedări. Sau măcar după protestul din 6 septembrie, din 13 septembrie, din 4 octombrie, din 29 noiembrie, nu s-a făcut absolut nimic. Și dacă nu se face absolut nimic, ce trebuie să se întâmple? Răspunsul vine de la acești propagandiști ai lui Placutniu. Platforma DAS protesteze în continuare separat de Dodon și Usat, Separat. Așa e frumos. Să mai avem trei ani de guvernare. Placutniu, Gimpu, Reșetnicu. Dar platforma DAS protesteze fără niciun rezultat, așa cum a protestat până acum. Și Doamne ferește să se alieze cu Dodon și Usat. Uh, mai pe scurt, simt că încă nu am epuizat acest subiect și mâine voi reveni la el.